Trecem bună seara. Bună seara la toată lumea. Bună seara, Republica Moldova. Bună seara tuturor. Vă salutăm pe toți de aici, de la Ungheni. Și vrem să vă relatăm câteva chestii care au evidențiat ziua de astăzi. Dorim ca să știm dacă avem și o reacție și dacă ne vedeți și ne auziți bine, pentru că astăzi am încercat să vă relatăm ceea ce urmează acum seara să vă relatăm, dar am fost bruiați de organele de poliție. Ziua de astăzi la Ungheni, cel puțin între membrii platformei Demnitate și Adevăr, a decurs foarte, foarte fierbinte. Am avut mai multe evenimente care ne-au lăsat pur și simplu statuie. Și în continuare o să vă spun ceva despre cât de josnic a ajuns organele de drept ale Republicii Moldova, îndeosebi poliția acestui nesimțit divinist pe nume Alexandru Josdan, ca să se bată cu oamenii care au altă poziție decât cea care o are Partidul Democrat, decât cea care o are cei de la conducerea Ministerului de Interne. Vreau să știm dacă ne auziți și ne vedeți bine. Vă mulțumim pentru că ne priviți, vă mulțumim pentru că ne susțineți. Am primit astăzi o sumedenie de mesaje de încurajare din chinuita noastră diasporă, de la chinuita noastră și muncitoarea noastră diasporă, din la oamenii care ne cunosc din Republica Moldova. Deci ce doream să vă spun. Astăzi dimineață, în jurul orei 9, colegul și prietenul meu, Oleg Moraru, a fost vizitat de o gloată de polițiști. Apropo, Oleg Moraru mai este și vicepreședintele Organizației Teritoriale a Platformei Demnitate și Adevăr Oficiu Ungheni. Mai este și un om de afaceri din Ungheni și mai este și un luptător contra fără legilor care au loc în orașul Ungheni. Deci, Oleg Moraru s-a trezit în ușa domiciliului cu o pusdiere de polițist, vreo 5 la număr ar fi fost, care a prezentat așa zis, mandat și au trecut la percheziția domiciliului. Ulterior, Oleg Moraru, având și o afacere la periferia orașului Ungheni, deci a fost vizitată și întreprinderea la care el este administrator, pentru a fi și acolo desfășurat o percheziție. Motivul acestei fără percheziții josnice din partea, repet, a nesimțitului Jăzdan la comanda unui nimenea, deci încă o dată repet, unui nimenea din orașul Ungheni, numit Petru Gherasimov, care mai e șeful Cancelarei Oficiu Teritorial Ungheni Călărașul Nispureni, ce este o comandă nimijlocită acestui penal, deci care este la libertate. Iată că cei de la organele sau de la Ministerul de Interne au îndeplinit întocmai comanda lui Gerasimov și au venit intimidându-i și clienții lui Oleg Moraru, aducându-și un prejudiciu financiar timp de vreo oră jumate, cât i-au desfășurat percheziția. Motivul percheziției era, atenție, căutarea unui act eliberat în 2014 lui Oleg Moraru de către cei de către pompieri, care, într-un fel oarecare, este fals. Adică, Oleg Moraru îl are în posesie, dar la pompieri nu este înregistrat în registrul de eliberare a documentelor. Iată că îl sfătuiesc pe această cale, pe Jăzdan și cei de la SPIA, să ducă de urgență, să facă o percheziție și un control inopinant a celor de la pompieri de la Ungheni, să vadă cât costă eliberarea unui certificat, cum se trec anumite testări, sau de fapt agenții economici, cum trec anumite testări a pompierilor, fără ca pompierii nici să se prezinte la obiectele controlate. Deci căutau la domnul Oleg Moraru, vicepreședintele Organizației Teritoriale a Platformei de la Ungheni, căutau acest act. S-au chinuit atât la domiciliu din ceea ce cunosc, s-au chinuit și la întreprinderea sa din marginea Ungherului și așa și nu au găsit acest document, pentru că el pur și simplu nu există. Și menționez, Oleg Moraru, când s-a aventat în lupta contra banditismului din Ungheni, a știut foarte bine
cel așteaptă și doar un om onest, un om cinstit, un om care respectă legea, putea să avânte în această luptă. Au încercat ăștia de la Partidul Democrat în mai multe rânduri să-l intimideze pe omul de afaceri și colegul nostru de la platforma DA, Oleg Moraru, prin diferite metode, aducându-i și vite în fața întreprinderii, aducându-i și porci, aducându-i și tot felul de scenări care au fost nu de mult reflectate în presă, iată că nu i-au reușit. Și noi considerăm că toate aceste percheziții, scenări, nu sunt altceva decât o comandă, o comandă pentru care are și aspect politic de a intimida membrii platformei din Taci Adevăr, care au un cuvânt greu de spus, care sunt activi și care nu sunt fricoși în ultimul moment. Noi pe această cale le spunem celor de la Ministerul Internei ca să-și mai perfecționeze fantazia, pentru că aceste lucruri de acum sunt învechite. Și bănuim că în continuare vor mai încerca și alte scenări să ne facă, dar asta nu este un motiv ca să ne oprească, să ne sperie, pentru că nu au iată fantazie, cât avem noi demnitate și cât avem noi răbdare. Totodată vreau să vă spun că astăzi dimineață m-am trezit și eu cu o sumedenie de scrisori în ușa bloc, în ușa unde locuiesc. Mai multe scrisori, niște înțări de la procurator, eu și le-am uitat de acum și numărul. Deci, în una din scrisori am primit o citație de la organele de urmărire penală a Ministerului Interne de la Chișinău. Deci, sunt chemat la data de 10, la data de 11.09.2018, la ora 10.00, la ofițerul principal de urmărire penală, pe cazuri excepționale, pe linia criminalității organizate, a Direcției Generale Urmăririi Penale, a Inspectoratului General de Poliție, comisar Valentin Franț, pe adresa municipiul Chișinău, strada Columna 130, birou numărul 19, în vederea recunoașterii și audierii în calitate de bănuit. Deci vorba este că este deschis un dosar penal pe Gheorghe Petic, deci un dosar penal în care eu am statutul de bănuit. Că aș fi încălcat sau sunt acuzat că aș fi încălcat articolul 287 alineatul 3 cod penal. Deci vorba este de huliganism agravat. Așa și am încercat azi să-mi încordez memoria, să-mi amintesc când aș fi eu comis în țara asta, în orașul ăsta, un huliganist, pentru că am lucrat în organele de drept și am activat anume ca să protejez legea și să protejez cetățenii. Și, prieteni, prin cele menționate și în citația mea, dar și în ceea ce s-a făcut azi la omul de afaceri și prietenul nostru, colegul nostru Oleg Moraru, Răzdan nu încearcă altceva decât să ne intimideze și să ne readucă la tăcere. Iar referitor la această citație la mine, deci am, așa cum scrie aici, bănuieli rezonabile, am bănuieli rezonabile că Răzdan încoase coața albă un dosar penal și cel din urmă eu am totuși o intuiție că săptămâna viitoare urmează să fiu arestat. Să fiu arestat pentru că prea mult nu le-a convenit lor activitatea mea și poziția mea civică, nu le-a convenit faptul că i-am deconspirat mai mult scheme de contrabandă de țigări a lui Jăzdan, a mafiei lui Plahătniuc și a celor care îi deservesc. Ăsta i-a jignit foarte mult. Și nu este vorba de acte, de huliganisme, încălcări, falsificări de documente. Vorba este că prea tare i-a jignit punctul nostru de vedere, poziția noastră fermă, poziția noastră curajoasă, iar ei nu au fost deprinși până acum ca să dea cu capul în perete și să întâlnească sub oameni care mai au demnitatea și curajul ca să se opună acestor fără de legi a Partidului Democrat, a lui Jăzdan și a ocoliților lui. Zic eu că nu au ei atâta demnitate, de fapt nu au ei atâta sănătate cât avem noi răbdare și demnitate. Și cel din urmă, Alexandru Jăzdan, i-aș dori ca să-și încordeze totuși puțin memoria și să aducă aminte de 7 aprilie 2009 și să declare totuși într-o emisiune cronometric care a fost activitatea lui
care a fost acțiunea lui în ziua de 7 aprilie 2009, pentru că istoria cunoaște și alte lucruri decât cei care le publică ei. Încă o dată vă zic, la Ministerul de Interne, din sursele de informații care le dețin eu, se ticluiește și se modelează acum arestul meu. Arestul bănuiesc că o să fie săptămâna viitoare, undeva pe joi, pe vineri, pentru că în ziua de marți de-abia urmează ca să mi se dea, și ordonanța de bănuit, ca după asta să-mi dea și să primesc și mandatul de arest. Eu vreau să-i spun Alexandru Jezdan că la pușcărie lumea tot trăiește, că dacă va cădea Gheorghe Petrix, vor ca încă 10 de al lui Oleg Moraru, încă 20 de al lui Vitalie Chirinciuc și multă, multă altă lume de la Ungheni care sunt gata să-și sacrifice și viața pentru a termina politic și juridic acest regim criminal al lui Plahotniuc și al lui Jezdan. Eu nu doresc compătimire de la nimeni, nu doresc ca cineva să plângă și să... și prietenii să plângă de jalea mea, doar doresc ca opinia publică să fie precaută pentru că aceste căloși, Plahotniuc, Jezdan, alții ca ei, sunt gata la orice. Iar cei curajoși care au luat calea luptei să o duc până la urmă. Noi nu avem dreptul să ne oprim, noi suntem sortiți ca să-i terminăm pe ei politic și juridic și doriți să o facem cât mai repede. Vă doresc seara bună și invit, mulțumesc pe această cale, jurnal, postul televiziunii TV8 și ProTV-ului care s-au autosesizat astăzi în urma acestei inscenări făcute la, care se numește și percheziții făcute la întreprinderea omului de afaceri Oleg Moraru. Le mulțumim pentru faptul că o să reflecteze sau au reflectat de acum obiectiv cele întâmplate. Iar voi, prieteni, fiți curajoși, fiți luptători, nu sunt ei atât de tari, nu sunt ei atât de ingenioși cum să avem noi curaj și demnitate. Seară bună la toată lumea de aici, de la Ungheni.